Bine v-am găsit aici, la un nou sezon cu Galatasaray. Repede trec și timpul, știu bine. Și ia uite echipa noastră. Echipa noastră care, desigur, acum avem un buget mai bun, 36 de milioane de euro, deci chiar e mai bun bugetul. Am și găsit ceva jucători foarte interesanți. Liber de contract, Amartey, Seri, Emerson și Vidra, din câte se și bine vede aici. Foarte interesanță și jucători și mă ales cum dracu au rămas free agent, nu știu. Și desigur, mulți sunt puși pe transfer list și desigur voi mai și transfera. Bun, hai să vedem atunci, trecem direct așa la treabă și să vedem acești jucători la care, desigur, le-au expirat contractele, să nu-i pierdem, chiar dacă n-am făcut nici măcar o zi de scout, deci nu știu exact salarii și chestii de genul acesta. Să vedem de exact dacă reușim să transferăm așa pe nevăzute, să zic așa. Nu vreau să risc să îi pierd. Bun, unul dintre care este Amartey. Într-adevăr nu e el cu pace și cu nu știu ce, dar în rest are stats-uri interesante. Seri mi se pare cel mai interesant dintre toți. A rămas până și Isco, free agent. Și acum că stau și mă uit, 59 stamina și 59 strength. 59 stamina. Eu chiar eram gata să-l cumpăr și data trecută și acum. Mă, ce stats-uri faine are pentru un KM. Dar 59 stamina, coaie, eu am peste 59 stamina și nu-s fit, aia e clar că nu-s fit, dar Jesus Christ, eu chiar rezist pe teren. Deci 59, bro. Bă, a rămas și Tănase free agent, nu știu cum, dar a rămas și parcă m-ar tenta să-l cumpăr. Mai nu știu unde să-l pun acolo să joace. Emerson clar este unul din jucătorii aia care chiar mi-i doresc foarte mult. Parcă... Na, hai să încercăm. Hai să încercăm, chiar dacă nu știm o iotă și nimic despre ei, cât ar dori, ce și cum și cum. Chiar mi-aș dori să-i aduc pe ăștia la echipă. Acum să vedem dacă reușim așa pe nevăzute, să zic așa, nu știu ce salariu se ofer. Habar n-am, voi încerca cu un 30k, poate, habar n-am dacă îi convine 30k, tare mult mi-ar fi plăcut să-mi scrie ei cât vor. Hai că-ți dau 30k și la semnătură 300.000, încercăm așa, 30k, 38, ia uite că am fost aproape. Pe apariții nu știu cum, nu știu ce, fără bonus și 35, știu că eu să-mi pompez la 40, parcă văd. A, ați văzut? Deja știu jocul ăsta și prea bine. Ok, 40, hai să văd. Putem să ne înțelegem la 40 rotund? Da, se pare că nu putem. Și l-am semnat. Emerson vine la Galatasaray. Ce transfer interesant. Emerson lăsat liber de Chelsea, parcă, nu? La Chelsea juca Emerson. Sper să nu greșesc. Dar da, ia uite ce șmecher. Bine ai venit, Emerson, la Galata. Tică la ce tare. Super, ia uite-l pe Emerson. Oh, și joacă la națională. Păi cum, noi numai jucători de națională ne cumpărăm aici. Într-adevăr, Van Old este mult mai rapid. Uite la dribbling, la defending, la passing. Emerson e peste. Deci clar, hai să vedem așa, uite ce stats-uri faine are. Wow, ce stats-uri faine are. Michael, ai face KM. Damn, super tare. Oare n-ar putea să fie CDM? Ah, dar n-are strength, 5-8, da, ok, Emerson, primul transfer venit aici gratis, un transfer super mișto, zic eu, și hai să mă uit atunci pe LB, că știu că aici am o grămadă, deci atunci e Van Holt cu Emerson, ăsta e transfer listed, ah, ok, deci l-am pus pe transfer listed, că știam că o să am acolo un turc care, na, înțelegeți voi. Bun, hai să vedem mai departe. Bun, pe parte încă nu știu exact, parcă l-aș lua, dar nu l-aș lua, încă sunt așa, parcă pe gânduri. Într-adevăr, l-aș putea face CDM și CDM deja vorbim despre altceva. Aha, CDM, știi cum zic? Dar pe CDM l-am și pe Seri, care Seri poate că nu e bun de CDM, dar poate e bun de CM. Știi ce? Ăștia nu sunt chiar așa de wow importanță încât na, repede să iau, că altfel îmi pare rău și nu știu ce și nu știu cum. Îi dau pace. Hai să termine scout-ul și măcar așa știu sigur o treabă și ce stats-uri au. Bun. Hai să vedem așa prin cupa asta amicală, să trecem repede peste ea. Așa. Să ștergem chestia asta. Bun. Hai să vin și ofertele. Vine ofertă pentru Ilmaz. De la Feyenoord, ofertă bună. Hai că tot acceptăm.
Vino, frate, pe Muslera. Da, mă, bine, bine, bine de tot. La Mainz. Mainz, nu vă dați seama ce ceapă. Am vrut să zic țapă și am zis ceapă. Dar știi ce? Nici n-am greșit că chiar e o ceapă jucătorul ăsta. Știi ce? Nici nu cer 7, cer 6. Da, perfect, we have a deal. 6 milioane pe ăsta, bă, mi-a involat cât? Minus 3 sau minus 2? Parcă minus 3, că era 81, așa, și acum e 78, da. Minus 3 într-un sezon, bro. La 36 de ani, Muslera cumva reușește și merge în Bundesliga, la Mainz. Jesus. Dar uitați-vă, bă, bă, pe egipteanul ăsta, bă, de la Olympique Lyon. Poți să ceri pe el 45 de milioane. Ce-i drept, dacă am fi în realitate, în momentul de față, Galatasaray ar zice, repede vinde-l că avem nevoie de bani, jucătorul ne-ar face scandal, că e Olympique Lyon, e Olympique Lyon, mon ami, e Lyon, eu vreau să mă duc, Franța, un egiptean în Franța. Dar să vedem dacă ne înțelegem, pentru că pe acest jucător chiar poți să ceri foarte mulți bani, fără să exagerez, și nu știu dacă Olympique Lyon va fi acea echipă. Ba, se pare că este acea echipă care să arunce aproape 40 de milioane pe acest jucător, pe acest egiptean. 40 de milioane, fraților. 40 de milioane pentru Mostafa Mohamed. La 78 overul, să dai 40 de milioane pe el. Ești bolund. Dar pe de altă parte îmi place. Pe altă parte, acum că am văzut fața, am uitat să vă spun despre Vidal. Vidal care a fost goalgetter. Care a fost goalgetter data trecută. Uitați-vă în episodul trecut și să vedeți ce nebunie a făcut Vidal și la asisturi. Din păcate, l-am pus transfer listed, că na, știi cum e, pray, ne rugăm, pentru că el se retrage la finalul sezonului, retiring at the end of the season, și dacă vreau să dau un contract, nu pot. Deci, da, din păcate, Vidal se va retrage. Ia, vedeți, aici este și faza asta cu gaffer, domnul antrenor, mă surprinde că m-ai pus transfer listed. Păi, dacă vrei să te retragi, eu sunt un om de afaceri, știi cum zic? Da, de mai putem scoate în bani pe el, dar nu cred că o să-l pot vinde. Dar la ce mă gândesc că am putea să facem cu el este într-un posibil viitor transfer să îl oferim. A, stai un pic, ce se plăte aici? Broke down, nu s-a înțeles. A, precis, Muslera a vrut bani, a crezut că mă duc și eu la ăștia, gata, cer bani, pac. Și ăștia de la Mainz, cea de genul, bă, pulă, cine te crezi tu? Neuer. Marș, magas. Și Muslera, păi, oh shit, am făcut un căcat. Dar bun, vorbim de portari, într-adevăr vreau un portar bun. Avem aici câțiva portari pe listă. Bono ar fi interesant, cum este și din Maroc, este un portar foarte bun aici la Sevilla. Sincer, m-a surprins în acest sezon acest portar. Gulag și ar fi foarte interesant, cum este ungur, cum ziceam, filera aia română, ungurească, care vine la noi, care vine aici în Turcia, dar e cam scump. Mi s-ar prea interesant să l-am și pe Karius, măcar ca rezervă. Știu că a mai fost împrumutat în Turcia Karius, deci n-ar fi așa o noutate, să zic așa. Dar, ca și portar, ce mi se pare mie cel mai interesant este ăștia doi, care și turci și mergem încă o dată pe filera turcă, știi cum zic, să fie safe. Deci este Bayındır, care are o potențial de evoluare până la 82-83, și este și acest Chakir, eu cred că se zice Chakir, sper să nu greșesc. Așa, care într-adevăr este foarte scump. Este și la Trabzonspor acolo de la o rivală, slăbim rivala, dar acest turc, până și în realitate, vă zic, are ceva. Chiar dacă la 26 de ani nu poți zici că vezi, doamne, cât mai evoluează. Dar, e un jucător care, credeți-mă, că în curând, am unul chiar acum, dar pe viitor va face un mare pas la o echipă mare. Nu știu, parcă-l văd că o să fac acel pas. Hai să vedem dacă vi-l ofer pe Muslera și 20 de milioane. Ce părere aveți? Da, ok, i-am jignit. Ok, o să mai așteptăm puțin până schimbăm portarul, înseamnă că... Oricum pe Chakir cred că vreau eu să-l cumpăr. Dar hai să vedem, poate reușim să-l vine pe Muslera și dacă-l vine, mai degrabă să-l vând decât să-l dau ca și schimb, știi? Că ați văzut ce bani puteam să scot acolo pe el. Și acum că mă uit, este aici ăsta, care e ăla de rezervă, da, îl pun acolo și pe Edlin. Îmi place că am făcut un pic de curățenie pe aici, bine, au și expirat, cred că 4
contracte la 4 jucători, dar de spețe, știi, care n-a avut rost. Și, wow, câți bani, câți bani avem, că l-am văzut pe Mohamed, l-am văzut, e gata, e dus, wow, Sporting, 5 milioane, scurt. Păi, frate, dar atrage multe echipe foarte bune, mă, muslera asta. Și mie mi-a involuat 3, măcar 3 din nu-i involua, știi, îl mai păstram un sezon, dar da, 6 milioane pe un jucător care la propriu ca și o bombă cu ceas, eu zic super. Foarte bine că l-am văzut și pe acel atacant. Mohamed s-a dus în Franța. Deci cumva, uite, din Turcia, știi cum zic, am făcut un superstar. Și l-am trimis în lumea largă să arete tuturor cât este el de șmecher ștecher. Așa că, dacă nu putem permanent să ne axăm pe portari, hai să ne axăm pe atacanți. Bun, ce ar fi interesant? Ar fi interesant și Berisha, care încă nu știu cum de a ajuns la Fenerbahce. Eu îl știam ca și un jucător foarte interesant, cu potențial și tot. Și chiar are stats-uri faine. Aici numai dacă plătesc direct release clause-ul, dar ar fi interesant un Martinez. Iar îmi cioc un pic cam scump. Tamremi, iarăși, l-aș vedea în Liga Turcei din Iran. Ia uite, direct așa pe turc. Are un release clause de 20 de milioane. El deja este cotat la 15. Nu-i rău, dar putea fi mai bun. Dar îmi place prețul și cred că am putea face profit pe el. Deci să-l ținem în minte, e interesant ăla. Morales, Aspas, ar fi Andone, al nostru Andone, care, na, săracă, nu prea mai mișcă. Ivan, Alcacer, să știi că pe el iau și e și turc. Un al de la Hetafe. Oare să risc să încerc să negociez sau direct să-i dau release clause-ul? 20 de milioane. Hai mă că plătim release clause-ul, mă simt așa bogat. Cum l-am văzut pe Mohamed. L-am văzut pe Mohamed, frate, cu 40 de milioane. Doamne, 40 de milioane. Într-adevăr, o grămadă de bani. L-am vândut și acum îl repatriem pe acest turc înapoi în Turcia. Pe un an. Azi de-am dezrigat release clause, foarte bine, pentru 20 de guri marș, prea mult ceri. La salariu oricum îți de acord, dar îmi place tot timpul așa să mai rotunjesc un pic. 34, holy shit, și lor le place să rotunjească. Ok, hai să vedem, 30 de K, bro, te rog. Este 30 de K, ia uite ce fericiți suntem, perfect. Bine ai venit un al la Galatasaray, să sperăm că cu tine ne vom duce departe. Sau cel puțin te vom lansa și pe tine în lumea fotbalului, cum a făcut-o cu Mohamed. Dar da, foarte bun transferul, sunt happy de acest transfer, că uite, s-a finalizat cum trebuie. Pac, punem așa, un al, ia uite, pac, punem primul 11, păi cum se poate așa ceva, bum! Un al acolo în atac. Bine mă, ia uite ce tare. Super. Ok, oricum acum mai păstrez bănuții. Bine, oricum avem o grămadă de bani acum, dar într-adevăr, portarul îmi este foarte important și pe acel Chakir, cred că o să plătim mulți bani. Și poate unii ar zice că țapă, nu știu ce, dar totuși tind și spre ideea aia cu turcii, știi, să păstrăm faza cu turcii și el mi se pare unul dintre cei mai interesanți turci, turcaleți în GK-a. Da, știu, am făcut-o de oaie. Hai să vedem din nou, approach to buy. De data aceasta nu ne mai batem joc. Vorbim serios, negociem serios. Hai să vedem, vă dau direct cash, vă dau 29 de milioane. 29 de milioane pe 46! Coaie! Bro! Bă! Ho, mă, nebunilor, că îmi cumpăr din Premier League portar cu atâția bani, mă. Pică ideea asta. În stil mare pică, nu așa oricum. Hai, 32.500, ăsta e ultimul preț. Mai mult de atât nu pot să dau pe el, sincer. Nu, no, n-are rost. Pui mei, câți bani, mă, să cer pe un portar? Jesus Christ, chiar că îl cumpăr pe Gulag și mai ieftin. Ce îl cumpăr? Am pe un an, nu cred. Într-adevăr, nu m-am prea făcut așa, să zic, temele din perspectiva portarilor, că eu chiar credeam că o să-l cumpăr pe ăla, știi? Poate aș putea să le iau pe ăsta și ăsta e mai tânăr, buy in deer ăsta, poate că... Hai să luăm pe ăsta. Hai să luăm pe băiatul ăsta de la Fenerbahce.
Hai să vedem, Shakir, asta este foarte scump, într-adevăr, v-am zis și asta o să fie și în realitate, o să vedeți că asta o să se transfere de acolo într-un sezon 2, o să ajungă la o echipă puternică, parcă și... Na, mă, puternică, nu să vă imaginați Champions League și alte nebunii. Dar bă, acolo, de mijloc, acolo, de mijloc, sincer, îl văd. 20 de milioane este deja este o sumă foarte corectă, dar mă știți pe mine, tot încerc cât un pic. Da, ok, 20 de milioane, hai rotund, lasă aia 400 de mii și batem palma. Ai tu ce ai cu aia 400 de mii? Fie, ce dracu, îi bagă în buzunar. Da, șeful, am văzut portarul, ne-am înțeles cu ăștia de la Galatasaray. Da, 20 de milioane, cât a spus dumneavoastră. Da, 20 de milioane, rotund, da. Între timp, 400 de mii de euro au dispărut. Da, bun. Hai să vedem. E bine măcar ne luăm un portar, tot turcalet. Hai, treabă bună. Quality, știi cum zic? Quality. Bun, așa, uite, pe 4 ani, e și mai tânăr, deci da, de o să evolueze și mai bun, și mai bine decât acel Shakir. Foarte bine. Super. Ăla e. Hai să dăm salariul. Tu îți dau acel salariu care l-ai la Fener. Lasă-mi tură 300. Eu zic că e treabă bună. That's a reason offer, ați văzut? Simplu. Bun, deci ne-am luat și portar, ne-am luat și alt atacant, Unal, acum l-am, ia uite, deja a involuat încă un punct nebunul ăsta, e 7-7, păi și te dau pe el o grămadă de bani, mă. Eu nu înțeleg ce se întâmplă cu jocul ăsta, dar să sperăm că se și vinde, știi, că la ce nivel involuează, deja nu o să mai mă ofere echipele 6 milioane, știi, chiar dacă, ia uite, acum două echipe mi-au acceptat 6 milioane, mă, că pămpălău ăsta negocia, nu știu ce a negociat acolo cu aia de la Mainz și a picat transferul. De bun. Da, mă, du-te în Belgia. Ia uite, Fener. Hei, deci eu l-am luat portarul lor și acum veniți voi după portarul meu. Hei, mie mi se pare corect, sincer, ok, bine, Fener. Ia, bine că l-am dat la schimb, că la schimb nu mi-ar fi oferit mai nimic pe el. Hai să vedem, 6-5. 6-5? 6-1. Super! Gata! Bate-mi palma! Forță! Dic 6 milioane, frate, pe ăsta, pe Muslera. Între timp ce vorbim noi aici, de-abia de ne mișcăm în sezon și deja ai involuat. Doamne! Foarte bine, eu mă bucur. Mă bucur incredibil de mult ce vorbesc. Aici așa. Da, bun. Ia uite, îmi place că tot vine. Ia, l-am văzut! Unde s-a dus? La Fenerbahce. Ha! Deci nu s-a dus... Deci nebunul nu s-a dus la Sporting, ci automat, uite, că a venit, țac, pac, Fenerbahce. Bă, poate îi place în Turcia. Poate nu vrea să se ducă în altă parte și să rămâne doar în Turcia. De ce nu? Bun, Rangers vine cu o ofertă pentru Yedlin. Într-adevăr, pe Yedlin trebuie să negociez. Vreau să scot măcar un 3 milioane. Nu prea îmi place jucătorul, să fiu sincer, a ajuns o speță, nu mă miră că a ajuns în Turcia, dar totuși, huge gap in our evaluation, dar totuși, eu cred că o să obțin un, am un hub 3 milioane, dar 2.500.000 garantat. Și ia uite, am primit și mesajul ăla mult așteptat, Muruțan este acum KM, oare să-l fac box to box, să-l lăs pe balanced, central midfielder, are evoluat un pic pe dribbling, are vrea pe strength și pe stamina. Pe strength are nevoie maxim, are nevoie acolo pe strength, deci da, ok. Lăsăm așa o perioadă, până în perioada de iarnă, să zic, pe central ăla și apoi vedem noi. De bun, hai să mai avansăm puțin, hai să avansăm până pe data de 31 și să vedem ce se mai întâmplă. Am pierdut că Trabzonspor, ce urât. De bun. Interesting de Miral. Bun, hai să vedem. Deci dacă ne uităm încă o dată peste echipa noastră, atacant avem, mijlocaș cu Muruțan, chiar dacă acum a învățat să fie KM, parcă aș vrea altul, nu știu ce să zic, dar parcă aș vrea altul. Și Ildiz ăsta tot am uitat să-l fac RM. Bună dimineața și eu, știu. Poate o să ne trebuiască alt RB și Boyer să rămână rezervă și să pun pe altul acolo ca și RB 100%. Emerson, deci aici pe RB suntem bine. Portarul e super. Atacanți de rezervă avem, mijlocași de rezervă avem. Vidal aici pe CDM, să nu uit, într-adevăr, pe Vidal. Poate reușim să facem o fază de aia, cum vă și spuneam, așa de swap. Și eu să-l ofer pe Vidal și... Da, așa ne scăpăm de el și mai profităm că încă are acolo o valoare. Deci, da... Hai să vedem. Hai să vedem de CDM. Ce CDM aș avea eu așa, care să fie și ieftin? Aoleu. Carvalho. Wow, 36 pe accelerație.
36. Bro. Știi, bro. What the fuck? Da, ia uite la aici ar fi Gheorghe, care este și tânăr, are și pace, are și... chiar e bun ăsta. Aș da 20 și ceva de milioane pe el. Ia uite, și ăsta și-a găsit echipa la Cadiz. Ok, Witzel, da, deja e gata de Witzel. Am Rabanu, Tudor Băluț, ai evoluat ceva? Da, ai evoluat nimic, ce vorbești. Brozovic, groaznic scump, era fain că e expirat contractul, dar ce surpriză, nu i-a mai expirat contractul. Dar hai să încercăm cu acest Gheorghe din Senegal. Senegal, chestii tristii, Turcia, hai că mere. Hai să vedem. Vă dau swap, midfielders, Vidal, uite că e 10 milioane nebun. Deci vă dau pe Vidal și 6 milioane. Sper să-l dorească pe Vidal. Ai că nu-l vor pe Vidal, fucking hell. Remove sell on close. Fuck, că pe el vreau să-l dau. Altceva n-am mai am ce. Hai să vă dau 17, 17 bețe. Ia, moralistic. Lol, ok. Bine de tot, bine de tot. Gheorghe la un pas de a veni aici la Galata. O grămadă de transferuri am făcut aici. Mai punem și noi un pic de frână, știi cum zic? Da, nu, e realist. A venit o ofertă foarte mare pe Mohamed, chiar dacă mi-aș fi dorit să mai păstrez un sezon pe Mohamed. Totuși, e ofertă din afară. E greu să ții jucătorul aici la echipă. Ne imaginăm și noi un pic de joc de așa, de imaginație. Și, într-adevăr, a trebuit să-l lăs să plece. Dar îți ofer 400.000 de euro la semnătură. Ce zici, Boro? Aia zic, am știut-o că la asta un pic mai mult la gol la semnătură și-a făcut marea diferență. Ok, cum ziceam, să văd el Diz, că tot uit, să-l fac râmă din RV. Deci, Ildiz, development... Stai să-l facem râmă. 41 de săptămâni. Wow. Wow. Ouch. Da, bun. Ok. În rest totul este ok. Hai să vedem. Mai simulăm așa câteva zile. Și... Opa. Stai un pic. Match de Europa League. În perioada de transferuri. Deci asta înseamnă... Stai un pic. Asta înseamnă că trebuie să joc ca și un fel de play-off, play-out. Ca să mă calific în grupele Champions, în Europa League, ce scuze. Wow, am ajuns destul de jos. Bun, este o ofertă corectă, dăm direct accept. Las, asta mai rămâne cu noi. Chiar dacă într-adevăr a fost ofertă din Belgia, dar totuși Belgia, Turcia, depinde cine ce, cum vede treaba, știi? Na bun, hai să vedem, mai rămân încă câteva zile. Așa. Hai să vedem, Gheorghe acolo. O, da, să-l pun neapărat outstanding, son. You'll do that for me. Știi cum zic? Bun. Hai că tot îl pun, titular. Tot îl punem titular pe acel CDM. Gheorghe, ia uite așa. Și atunci Vidal, tot să ne fie aici rezervă. Îl scoatem pe Edlin. Da, îl scoatem pe Edlin. Acolo să fie Vidal, foarte bine. Ia uite, avem și poste 75. Nice. Treabă bună, treabă foarte, foarte bună. De asta care e mai bun? Între Coman și ăsta. Ah, ca viteză, da, da, turcu, ăsta e bun. Doar nu aș putea face pe el cămă. Ah, că Moruțan totuși e mai bun. E mai bun și ca și jucătorul ăsta monstru, Ildiz. Damn. Hai că lăsăm așa, hai că lăsăm pe turcul ăsta, chiar dacă el diz, na, e acel superstar de la bază de juniori care vulează și bla blauri. Hai că încercăm așa. Bun, deci tu, îl avem, Boyer, deci un râb poate, poate un râb, hai să vedem și de un râb și cam atât pentru această perioadă de transferuri. Hai să ne căutăm și un râb și atâta e, se fini. Ia l-aș putea lua pe ăsta, că este și turc, se joacă și RB și KB. Ok, Kelic un pic cam scump, Marușiș cred că expiră contractul de l-am pus acolo. Tezes, Moling, nice, dar nu. RB nici n-am cotat așa mult, cred că direct din start am zis că vreau să le iau pe ăsta, pe Muldur. Bun, hai să dăm cu Muldur dacă ne putem înțelege. Din nou o să-l oferim pe Vidal acolo. Mi-ar place foarte mult dacă s-ar putea face treaba asta și aș mai și dau 2 milioane de la mine din buzunar. Dar logic că nu-l vor. Dar pe de altă parte...
Asta pe că atunci vi l-aș putea da pe Yedlin, că oricum n-am ce face cu el, știi? Și atunci vă dau 5 milioane plus Yedlin. Ok, ia uite că îi interesează ideea cu Yedlin, dar fără salon close. Hai că vă mai dau 500.000. Vă mai dau 500.000 cash. 660. Zici că nici l-am oferit pe Yedlin. 600, hai. Perfect. More realistic, bun. Și așa Yedlin face pasul în seria la Sassuolo. Da, forță. Forță și pentru el și forță și pentru noi că luăm pe acest turc, râbă. Muldur. Foarte bine, ia uite. Pac, rotation, aia și doresc. Îmi place că ăsta și poate joace și râbă și câbă. O să ne uităm, parcă o să văd că nu are pace, că nu m-am uitat așa de bine, nu mai știu exact cât pace are. Parcă văd că o să-l fac eu câbă. Dar hai să vedem, așa, 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 trecem mai departe, salariu, îi dăm 20, cât ai și tu acum la Sassuolo și vreo 400.000 la semnătură să fim siguri că nu-l pierdem. Da, reasonable offer, aia zic și eu. Bun, și așa a plecat și Yedlin la mai bine, sună mai frumos așa, la mai bine. Da, uite, 79, dar totuși n-are așa mult defending, are dribbling. Într-adevăr, e interesant acolo cu dribbling-ul acela, dar nu are passing. La un râb, parcă mi-ar place așa un pic de passing. Dar nu mult. Aia, un pic. Dar dribbling iarăși. Oare să lăsăm râb? Că totuși CB sunt mulți acolo pe poziția asta de CB. Eu zic să-i dăm o șansă să fie râb. Da. Și dacă îl facem o comparație directă cu boie, cu acest boie, într-adevăr nu are viteza lui, dar în rest pare egal, dacă nu chiar mai bun. Deci, Muldur, atunci tu ești titular. Bun, Van Old acolo, ăsta așa rezerva noastră, asta este, nu mai putem să-l băgăm și pe ăla pe undeva, că nu mai avem loc. Și cam atât cu transferurile, cred că ăsta o să fie ultimul transfer. Repede aici doar la development să văd cu Muldur, să fiu sigur că, na, evoluează ce și unde trebuie. Îl vom pune pe de-asta de pace, attacking, inverted, ăla, inverted wide back, perfect, așa crește și ăla de sprint, sau defensive, ca să-mi crească mai mult defensul și măcar crește accelerația. Hai că merg așa până perioada de iarnă, unde facem o pauză și atunci o să-l schimb și pe el. Bun, cam atât din această perioadă de transfer, hai să vedem dacă ne descurcăm cu această echipă în play-off-urile Europa League. Doamne feră, dacă pierd cu ăștia și mă dă afară Galatasaray, cel mai scurt career mode. E cu Saint Mirren. Come on, trebuie să-i batem pe ăștia, bro. E imposibil să ne batem pe ăștia. Păi zic 4-2, dar numai că ne-au dat două goluri. Auci. Ne-au dat două goluri. Nu e bună. Ok. Deci, aia că au fost oferte și na, cum am... Da, uite că măcar am și vândut. Aia e bine, dar în rest, oricum a marcat-o și apărătorul de rezervă. Păi oricum nu-i dau eu, mă, hai să fim serioși. Bun, deci n-am pierdut nimic, hai, să ne ținem pumnul, să ținem pumnul, legit, eu chiar țin pumnul acum, hai să câștigăm. I-au bătut Saint Mirren? What the fuck? Dar cred că am trecut noi mai departe, că... Altfel era roșu și de număr și dădeau afară de la club. Holy shit, i-a bătut Saint Mirren. Băi, să fie de lucru aici la Galata, e clar. Dar pe de altă parte, un cărimă total diferit. Mie mi se pare și interesant să cumperi așa diferiți jucători, să-i leși mult mai ușor să plece pe anumiți jucători. Încercăm oarecare realism, într-adevăr, că cu timpul, dacă reușim foarte bine în Champions League, în Europa League, cazul nostru acum, și tot primim buget și așa mai departe, logic, odată să zicem, gata, hai bă, să transferăm și de ăla, și de ăla, și pe ăla, și pe ăla. Dar mai mult ca sigur, cu timpul, sper eu că vor și rămâne jucători fără contract și acolo o să facem noi treabă bună. Ok, vine o ofertă de loan pe acest portar care, na, e practic portarul nostru de rezervă, de ce l-aș da loan, nu știu. Abar n-am ce-o fă în capul lor de a-mi oferi acea schemă. Dar hai să vedem. În rest, alte oferte nu vin. Ce surpriză, nu? Într-adevăr. Poate că o să-l mai joc pe Vidal, chiar dacă expiră contractul și nu prea are pace. Nu știu exact cum o să fac cu Vidal. Să-și locul morțan. Dar nu, că e păcat. Da, top scorers. 5 meciuri, 4 goluri. Iar!
Bă, Vidal, iar. Bă, trebuie să-l jucăm pe Vidal. Nu mă lasă, mă, să nu-l joc. Bă, e goalgetter. Bun, la Beşiktaş l-au luat pe Gicu. Pe Gicu. Gicu grozav, uite, Gicu, fain nume, 11 milioane jumate, ai 12 și rotunjim. Între timp la Fenerbahçe l-au luat pe Muslera, care a fost 6 milioane, și pe unul Isi, și s-a ajuns la un total de 17 milioane, dar au vândut de 32 de milioane, au vândut 9 pe portarul acela, care a fost cam scump, și Kadioglu. Galatasaray a vândut jucători în valoare de 55 de milioane de euro și a cumpărat jucători în valoare de 64 de milioane de euro. Gaziantep nimic, ăștia nimic, Göztepe a vândut până cu 5 milioane, Resca Simpaș a luat până liber de contract, Konyaspor până 2, așa, Trabzonspor a luat de 10 milioane, foarte bine, de jucători n-am auzit de ei, Aletispor iarăși mare brânză, nu, Adana, care, culmea, s-a clasat foarte bine, l-a luat până Urese, 4.5 milioane. Rest, așa, să zic, jucător cu renume sau ceva, nu vă să fi venit. Ăsta, Gic, 11 milioane, e o grămadă de bani. Și, da, Vidal continuă să ne rupă gurile cu ce performanță, ce calitate are acest jucător. Este ceva fantastic. Fantastic cum este Vidal. Ceva incredibil. Îl joc în locul lui Moruțan, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic decât că îl joc în locul lui Moruțan, pentru că omul ăsta chiar poate ne ajută, așa, și pe ultimul lui sezon din carieră, poate ne cară și reușim și o treabă mai bună în Europa League. Dar asta vom vedea imediat, să vedeți și repede trece timpul. Aoleu, după acea notă, se pare că este încă un sezon forță pentru Nenea Șumudică. 67, bă, care e un plus față de 65, dar ia uite, am câștigat, bă, suntem campioni. De ce așa notă așa mică? Stai un pic, what? Dar am câștigat campionatul, câteodată trecut am înțeles, na, poate campionatul era o chestie foarte importantă pentru club și eu n-am reușit. Dar de data asta, ia uite, și am fost la limită cu Trabzonspor. Doar două puncte ne-au separat. Două puncte ne-au separat aici de Trabzonspor, sunt pe primul loc, cum ziceam, Trabzonspor pe locul 2, Fenerbahçe pe 3, Göztepe miraculos de nicăieri apare pe 4 și pe 5 Beşiktaş. Adana Denizlispor, care data trecută a făcut o impresie foarte bună și aproape, au făcut și câțiva pași strâmbi, foarte multe egaluri, 15 egaluri. În rest, Başakşehir tot acolo a rămas, de data asta... Ce echipe retrogradează? Astea treia retrogradează, desigur, avem lega a doua din Turcia. Hai să dăm golgheteri. Bun, la Trabzonspor, Hamsik, 23 de goluri, Made Çıkıldoğ al nostru, 20 de goluri, Gervinho de la Trabzonspor, 18 goluri, Ndiaye de la Göztepe, se pare că ăsta a creat echipa, 18 goluri, Fenerbahçe cu Berisha, pe care și-o lăudam așa. Hai să dăm, ia uite, acolo și Petkovic, ia uite, Coman, în sfârșit îl văd și pe Coman aici, 13 goluri și acolo jos de tot Vidal, 11 goluri, wow! Omul ăsta care se retrage amul la final de contract, încă a reușit să apară aici, în topuri. Fantastic, ia la asisturi, Trabzonspor a rupt. Gervinho, Gianni și Hamsik cu asisturile și ia uite și pe Balotelli, 7 asisturi. Bă, Balotelli, uite, ești atacant, nu cam, ce dacă cu 7 asisturi, wow. Dar bun, hai să vedem dacă toți eram aici la standings, cum ne-am descurcat în cupe. Deci, cupa Turciei, din nou, am câștigat 2-1 versus Trabzonspor, super. Cupa asta amicală, văd că am pierdut-o. Super, cupa a câștigat-o Paris Saint-Germain. Manchester City câștigă Champions League în fața Barcelonei, 1-0 este scorul. Hai să vedem și grupele, ce echipe au fost prin grupe și dacă am avut vreun noroc să fie vreo echipă din România. A fost Ferencváros. Așa, nu, nici echipă din România în Champions League. AC Milan câștigă Europa League. Oi. Ia uite, am fost în grupă cu AC Milan. Fine. Și de pe primul loc, 16 puncte, 5 victorii, un egal. Wow. Ia uite, și grupa D. Așa, mergem mai departe. Așa, vreo echipă din România. Ia, CFR-ul. Dar, da, nu, sincer, chiar o grupă groaznic de grea a prins CFR-ul. A ieșit cu Salzburg. Are jucători foarte interesanți. Într-adevăr, cu Salzburg ai zice că fac două egaluri, dar cu Sociedad și Borussia Mönchengladbach. Rip total. Bun, trecem mai departe. În preliminarii, eu sorb și nu văd unde e Galatasaray-ul.
Opa, îmi cer scuze. Deci am dat click-urile astea ca ceaiul. Stați două secunde. Așa, cred că, având în vedere că am terminat pe prima poziție în grupă, nu am jucat aceste preliminary round, am trecut direct în 16-imi, round of 16. Și, hai să vedem, cu Wolverhampton, am bătut 2-1. Wow, uite aici pe final, Wolverhampton ne-a bătut 1-0. Eram aproape. Hai să vedem, quarterfinals, aici sunt optimile. Am dat de Lazio, wow, la limită și cu Lazio, 5-4. Wow, 5-4, din nou la limită și aici. Și am ajuns în semifinale unde ne-a spulberat AC Milan. 4-1, bro, 4-1. Și apoi marea finală AC Milan, Mönchengladbach, 4-1 pentru Milan. Bravo, Milan. Bravo. De-ar fi așa și în real, ha? Ia uite, Genk bate pe Everton și Genk câștigă Conference League. Foarte fain. Pentru echipe de genul acesta s-a făcut Conference League-ul. Foarte bine. FCSB-ul a fost și ea în Conference League cu o grupă, a zice, discutabilă. Depinzând de forme, de chestii, de trestii, puteau face o treabă, să zic, locul 2. Da, na. În rest, ia uite, a fost Farul, Constanța, care a avut iarăși o echipă discutabilă, Brondi trebuia să facă două victorii în linie și cu Atena, da, cu Atena poate două egaluri și cu golavedraje și cu minuni, poate erau pe doi. Da, n-a fost. Ok, altceva, ia uite, Universitatea Craiova, ia uite, că în sfârșit multe echipe din România, foarte bine. Cu Adana Denispor, greu, și cu Everton, care a ajuns acolo în finală. În rest, atât. Oricum, foarte multe echipe din România, ceea ce mă bucură foarte mult că văd asta. Și hai să vedem acum echipa noastră. Echipa noastră cât de bine a evoluat, știți cum zic? Ia uite-l pe portarul nostru, Bindir, care a evoluat 3 puncte în overall. Deja este la 81 overall și, într-adevăr, altfel, s-a simțit și echipa altfel cu acest portar. Am uitat să mă uit acolo la clean sheet să vedem exact. Emerson venit liber de contract, ia uite că și el a evoluat un plus 1, foarte bine. Van Aul la 32 de ani și el a evoluat un plus 1, lol, super. Dar poate la 32 de ani ar fi momentul să-l vindem, nu știu exact. Nelson a continuat și el să evolueze, plus 2 în overall, bravo bro, ia uite 80 overall. La stats-uri cum stai? La, ia uite, fizic 86, parcă avea mai puțin fizic ăsta, nu? Parcă Marcao era ăla cu fizicul. Da, ia uite, 80 pace, defending 78 și 86 fizic. Jesus Christ. Da, ia, Marcao era ăla cu fizicul, cum și Nelson a evoluat. Da, bun, Marcao, ce să mai zic, e tank, bă, plus 2, a continuat să evolueze, plus 2 și a leader of a man, ce să zic, treabă bună. Muldur, foarte bine, a venit la noi de la Sassuolo, cu schimb cu Yedlin, ia plus 4, hai să vedem cum stă la stats-uri. La fizic și defending foarte bine a evoluat, 81 pace, dar în rest e bine. Ia uite, și francezul nostru a continuat să evolueze, 77 per total overall, super, plus 4 pentru Pape Gueye, aia zic și eu, mon ami, 81, uite ce mișto e cardul, ia uite, ia fizic 86, defending 80, 76 acolo pe pace, treabă bună. Și a continuat și turcul ăsta se vreze 76, ăsta iarăși o surpriză plăcută, 79, lol, aproape 80. Opa, am dat din greșeală aici. Hai să vedem, Coman, numai plus 2, cam puțin mai nenea Coman. La 25 de ani deja 78 overall, picuț nasol. Dar mai nasol este Muruțan, care nu știu de ce dragul, n-a jucat, că doar l-am pus în primul 11. Și doar 75 overall. Cicldău este un zeu. Este un zeu. Bine, bine că am făcut acest cremot, că deja știu eu, uite, ce crimă este acest Cicldău și o să-l vedem mult mai des de am încolo în career moduri. Și, desigur, Vidal, care se va retrage la final de contract. Nu-mi pare rău că l-am transferat. Au fost două sezoane care ne-a cărat omul ăsta. A fost genial. Bun, în rest, Ildiz, doar un plus 1. Într-adevăr, nu mai era titular. Kelly, că asta nu contează. Unal, da. Unal a venit din La Liga, a venit aici înapoi în Turcia, 79 overall la 26 de ani. E bine, cum stăm la acolo, la, știi cum zic? Pace-ul ăla, 72, shooting, așa.
nu-i wow, dar n-am zis că nu acum e turc, știi ce zic, dar deja mai degrabă l-aș juca pe ăsta care are potențial mai mare ca el. Deci, da, plus 3 pentru rezerva noastră. Dar azi vedem cu adevărat la stats-ul. Golgheterul absolut al echipei a fost... Cicldo, de pe CM, lol, Cicldo, 29 de goluri în 69 de apariții, urmate Florinel Coman, stai un pic, stai așa că ia, uite, nu avea el cine știe ce evoluție în overall, dar 22 de goluri. Bravo, ia uite, filiera românească. Și Vidal, cum ziceam, bă, respect, respect. Bă, l-am luat, într-adevăr, se retrage la noi de parcă ar fi în realitate. Ar veni Vidal în Turcia, da, mă, hai, mă, că mă retrag, nu vreau să mă duc în MLS, mă duc în Turcia, parcă e altfel așa ambientul. Și, ia uite, face două sezoane de rupe gura lumii și apoi se retrage la 36 de ani un erou la Galata. Două sezoane geniale. Ia uite, aici și pe atacantul nostru Unal, 16 goluri, urmat de acel winger cu 9 goluri, rezerva de atacant, 9 goluri și el. Ăsta, Chelic, nu știu cum dracu a jucat, 35 de apariții, what the fuck, 7 goluri. Vanol 5, ia uite și pe ăla cu 4 goluri, dar na, el e CDM. La asisturi din nou Cicldău, totuși dacă te uiți, Cicldău 29 de goluri, 14 asisturi și Florinel Coman 22 de goluri, 10 asisturi. Forță, forță. Într-adevăr, o echipă frumoasă, o echipă bună, dar am uitat și data trecută să ne uităm peste financiar și îmi cer scuze, știu că am uitat și am uitat cred că și la Barcelona, nu știu dacă am făcut. Deci ne uităm. Facem o recapitulare financiară peste jucători. Acest portar ne-a crescut cu 53% în valoare, deja este la 25 de milioane, dar îți dai seama că mi-e FIFA, poți să ceri și mai mult. Portarul de rezervă a involuat cu 7%, într-un fel, na, e de rezervă. Emerson, care a venit liber de contract, uite, a evoluat 11% pe cota lui de transferuri, ceea ce este foarte bine, având în vedere că l-am luat gratis. 11% a evoluat și Van Old, foarte bine, la 32 de ani, deja se pregătește așa de plecare, să zic. Ok, Nelson, Nelson foarte bine din nou, 34%, 25-26 de milioane, epic, dar... Cel mai epic e Marcao, adică 37 de milioane, 21% a crescut în valoare. Eu cred că pot să cer, dacă vine o echipă de aia tare, aș putea să cer și 50 de milioane pe el. Am un, poate că exagerat, dar 45, eu cred că aș putea primi pe el. Bun. Mai departe, Muldur, 177%. Holy shit! 177%, bro! 177% increase în valoare. Dumnezeule, cât dracu a fost băiatul ăsta. Ia și 109 pentru Buie. Bă, ăștia doi râbâu. Râbâu. Bă, ești nebun? Super. 83% a crescut pe Transfer Market și Pape Gue. 29 de milioane deja. Vezi, mă, ce transfer bun a făcut el. Țaca-paca. Ia uite și pe turcul ăsta nostru cu aproape 50%, 22 de milioane. Florinel Coman cu 70% a crescut valoarea pe piață, deja e 17 milioane, cam cu 10 mai mult decât am dat pe el, dacă rețin corect. Deci e bine. Muruțan 27%, într-adevăr e cam, nu știu, mă așteptam la ceva la Muruțan, poate cum îl joc CM, nu-i place, nu știu, dar oricum uite ce are acolo. CM, RV, RM, cam. Ăsta e multifuncțional, mă. Dar, într-adevăr, parcă aș fi curios așa să văd dacă vine o ofertă de la vreun club ceapel. Dar, ia uite-le aici pe Cicldău, 56% a crescut cota și o merită. Fiecare cent omul ăsta o să rămână cu noi mult și bine, cred că până la finalul cărierii modului. E genial acest Cicldău, e genial. Bun, mai departe, Ildiz, omul ăsta de la Bas de Junior, uite, a mai evoluat, așa, a, da, un alt. Ia uite, deja la acolo, la 20 de milioane, 30% a crescut cota. Eu nu zic că n-a fost nici wow, dar nici flop. Într-un fel, poate cine știe, poate am resetat așa puțin cariera de jucător, dacă ne-am imaginat că am fi ca în realitate. Veni de la Hetafe acolo, așa, dintr-un colț, să zic, semi-întunecos, cine îl vedea, cine credea, oare ce, cum. Bă, acum, ia uite, la Galata, eu zic că și-are aprins așa flacăra speranței și chiar sunt curios dacă va veni vreo echipă să-l cumpere. Dar, uitați-l pe băiatul nostru, ăsta care ușor o să fie chiar titular. 14 milioane valorează, 115% a crescut cota și ce să zic, e ce trebuie. Bun, și cam atât și pentru acest sezon. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat și la acest episod. Ne auzim pe data viitoare. Dacă aveți idei de transferuri, vă rog frumos, scrieți comentarii mai jos. Într-adevăr, trebuie să refac aici, iar o să pierd mult timp, shortlist-ul, că vă dați seama că în sezonul viitor iarăși o să avem un buget bun, mai ales că, uite, ne-au mai rămas cea bani din sezonul acesta.
am ajuns și departe în Europa League și campionatul l-am câștigat, o să fim în Champions League și deja ușor, ușor, știi, crește valoarea și cota echipei, prin urmare, desigur, și transferurile trebuie să fie un pic mai bune. Deja vedem că am 80 este overall-ul nostru per total, deci să fie de la 80 în sus overall. Deci e clar, nu? Bun, ne auzim, numai bine, pa, pa!